Google spune că nu a schimbat nimic în ceea ce privește estomparea locațiilor militare sensibile din Rusia, în ciuda faptului că forțele armate ale Ucrainei susțin că compania a deschis accesul la instalațiile militare din Moscova. Google Maps a deschis accesul la facilitățile militare și strategice ale Rusiei, a scris armata ucraineană pe Twitter. Acum toată lumea poate vedea o varietate de lansatoare rusești, mine intercontinentale de rachete balistice, posturi de comandă și gropi de gunoi secrete, cu o rezoluție de aproximativ 0,5 metri pe pixel. Nu am făcut nicio modificare neclară imaginilor noastre satelitare din Rusia, a declarat un purtător de cuvânt al Google, pentru Newsweek. Semn voltaj înalt Google Maps. 0,5 I-75W8FO, Armed Forces. Aprilie 18, 2022. Spre deosebire de declarația Google, presa rusă afirmă că Google a făcut fotografiile noi accesibile, potrivit The Moscow Times. Publicația rusă susține că noile imagini disponibile includ portavionul Amiral Kuznetsov, un depozit de arme nucleare lângă Murmansk, submarine în peninsula Kamchatka, din Orientul Îndepărtat, și o bază aeriană militară în orașul de vest Kursk. The Times susține că mișcarea Google de a decenzura bazele militare rusești vine pe fondul relațiilor tensionate dintre Rusia și gigantul tehnologic din SUA. Luna trecută, un purtător de cuvânt YouTube a declarat pentru Newsweek: recent am întrerupt toate anunțurile Google și YouTube din Rusia. Ca urmare, extindem această interdicție la toate funcțiile noastre de monetizare, inclusiv YouTube Premium, membrii canalului, Super Chat și produse pentru utilizatorii din Rusia. Recomandări interviu. Lector din SUA care predă la Universitatea București, despre relații. Într-o lume ideală, familiile sănătoase pot duce la o societate mai bună. De asemenea, Google a încetat să mai facă publicitate conținutului produs de mass media de stat rusă, invocând că nu vrea ca oamenii să profite de război pentru câștiguri financiare. Deci Google neagă imaginile necenzurate ale bazelor militare ale Rusiei. Pe Google Maps, bazele americane sunt blurate masiv. În 2008, Departamentul Apărării al SUA a interzis companiei Google să capteze imagini ale bazelor militare, invocând riscuri de securitate. Interdicția a venit după ce imagini detaliate cu Fort Sam Houston din San Antonio, Texas, au apărut pe Google Maps, potrivit școlii navale postuniversitare. Este împotriva politicii Google ca un șofer să caute acces la o bază militară. Politica noastră este să rămânem pe drumurile publice, dar un șofer a încălcat această politică, a declarat Lariu, purtătorul de cuvânt al Google la acea vreme. Urmărește pe Libertatea Live Text cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia. GSP.ro, filmarea asta i-a distrus cariera. Totul s-a întâmplat imediat. Ce conținea filmulețul? Activitatea e interzisă minorilor. Plaite.ro, șoc total. Joe Biden îi întoarce spatele lui Volodymyr Zelensky. Mesajul transmis de Casa Albă, în urmă cu puțin timp. Observator News, ro a fost identificat cel mai tânăr soldat rus ucis în Ucraina. Mi-aș fi dorit să pot să-mi iau rămas bun de la tine, pentru ultima oară. Horoscop 19 aprilie 2022. Raci ar fi bine să plece, astăzi, de la o idee bună, un gând bun pe care să-l susțină întreaga zi. Știrile ProTV, ro, ucrainenii au doborât un elicopter rusesc de 15 milioane de dolari cu o rachetă de 100 de dolari. Orange Sport, ro, părinții unui rus de pe Moscova. Descoperire sinistră, ajunși la spitalul unde Rusia a anunțat că i-a trimis pe marinari. Îmi vor șterge mesajul și a cerut copierea textului. Publicitatea Mimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvaniană,